conocer un număr de telefon. Poate vreodată. De la asistență. I-am explicat cum mai... Da. V-am pus pe hârtia aceea. Deci este vorba de un pătrat. Prismă patrulateră regulată. Prismă patrulateră regulată, deci nu este un cub. Am scris. A de 12 cm, a prim 6 radical din 2 cm. Calculați area laterală a prismei, distanța de la A prim la BD și distanța de la punctul A la planul A prim BD. De la A la prim BD. Bun. Distanța de la A prin BD. Este vechea problemă pe care am întâlnit-o de mai multe ori. Anume, distanța de la A prin BD. Dar pentru prietenii noștri, ca să introducem o problemă, fiindcă s-a rezolvat de Mihaela prima parte și n-a fost deschisă camera, eu am venit acum. Dragilor, deci area laterală înseamnă ce? Suma ariilor dreptunghiurilor respective, da? Dreptunghiurile nu sunt toate egale, bănesc, nu? Că avem AB de 12 și BC, ce este? Tot 12, e suma regulată. Așa, e laterală. N-a vrut area prismei, area totală. Și atunci toate sunt patru triunghiuri, patru de triunghiuri adevărat. Și am scris. Patru ori avem, ori am scris. A scris asta. E foarte bine. La punctul B s-a cerut... Distanța de la A' la BD. De la A' la BD. Cred că aici ați făcut-o așa. Ați sesizat că A' D și A'B sunt congruente. Uite, am luat și triunghiul. Uite, am luat triunghiul alături. Așa, ai luat aici. Perfect. E într-un închisos cer și atunci distanța de la A' la dreapta BD să-și înălțime. Am venit să-mi apreste în cel de perpendiculare că A' perpendicular pe ABCD, A o perpendicular pe DB, destul că A' o perpendicular pe DB, nu? A' o perpendicular pe BD, deci merge și foarte rapid așa, ca să ne și obișnuim cu ideea asta pe perioada cel de perpendiculare, A' perpendicular pe pană de masă, din piciorul perpendicular ducem o perpendiculară pe o dreaptă din plan. Și asta e cea de-a doua diagonală. Da. Că diagonale sunt perpendiculare. În pătrat, în pătrat. Da? Nu mai în pătrat, în dreptul, nu sunt perpendiculare. Atunci, sigur, dacă așa și așa pe dreaptă din plan, atunci am primit-o perpendiculară pe BD, în condițiile în care ați fi refuzat să mergeți prin triunghi social. Dar ați fugit mai repede la triunghi social, că a plăcut mai rapid ochiului om. Da. Bun. Și acum, distanța de la A la planul A prin BD este înălțimea adusă în triunghiul A prin AO. Adică asta. De ce? E vechea problemă. Pentru că planul, planul A prim AO e perpendicular pe planul bazei. Pe ABCD. E vorba de ceea ce înseamnă reciproca a doua, a teoremei celor trei perpendiculare. În reciproca teoremei celor trei perpendiculare avem nevoie de perpendicularitate adusă pe un plan, dintr-un punct exterior. O repetăm. E bine să o repetăm ca să ne amintim. Deci avem un plan alfa. Avem un punct exterior P. În cazul nostru, hai să zicem A. Punctul A exterior. În planul alfa avem A prim O perpendiculară pe cine? Pe DB. Deci este DB asta. Vezi? DB. Asta este DB. A prim O e perpendiculară. E dusă pe DB. A prim O. Așa trebuie să o văd eu. A prim O.
e perpendiculară pe dreapta de intersecție a planului AO, punctul acesta. Deci O aici, dreapta de intersecție. Eu știu doar atât că AO nu e perpendiculară pe plan, ci pe dreapta de intersecție. Însă aici am așa, din A perpendiculară pe... Da, am AO perpendiculară pe... Asta e perpendiculară. Da. Pe DP. Da. Și în momentul acesta, AO care era perpendiculară doar pe dreapta din plan, ea este perpendiculară pe tot planul. Atunci hai să mai iau așa. Ca să... N-am înțeles. Niciodată nu a fost explicit. Niciodată nu poți tu ca el să înțelegi dacă profesorul nu este clar când explică ceva. Da? Deci cum să înțelegi cu ceva când el nu s-a putut explica foarte bine. Și atunci iau așa. E o directă. Deci așa. Dacă e dat un punct exterior P și din P ducem o perpendiculară pe plan într-un punct O și avem o dreaptă A în planul alfa. Și din piciorul perpendiculară ducem o perpendiculară pe cine o ducem? Pe A. Pe A. Atunci pe O, pe M, e perpendiculară pe dreapta A. Da. Asta e teorema directă. Asta e teorema. Dacă pe O e perpendiculară pe plan, pe O perpendiculară pe plan, și din piciorul perpendicular îi ducem o perpendiculară pe o dreaptă din planul respectiv, atunci pe O, pe M, e perpendiculară pe dreapta respectivă. Asta e teorema directă. Bun. Prima reciproc, zice așa. Dacă pe O e perpendiculară pe plan și pe M e perpendiculară pe dreapta din plan, atunci O M, e perpendiculară pe dreapta respectivă. Pe dreapta. Pe dreapta. Bun. Vedeți, în reciproca întâi, vorbesc de P, O perpendiculară pe plan. Pe plan. Da, în reciproca întâi. În reciproca a doua, asta vreau să arăt, perpendicularitatea pe plan, dar nu mai am. Am doar perpendicularitatea lui P, O pe O, M. Uh-huh. Deci, asta o am pe O, M, pe dreapta O, M. P, O știm că e perpendiculară pe O, M, nu pe plan. Asta e. Și O, M e perpendiculară pe dreapta. Deci O, M e perpendiculară pe dreapta din plan. Și P, M e perpendiculară și ea de cea dreaptă. Exact. Atunci P, O, care era numai pe dreapta, e de fapt pe tot plan. În cazul nostru? Aici avem așa. Noi din nou, din A, vrem să arătăm că A, cum am zis eu punctul ăsta, hai să-l dăm cu M. Da. A, R, vă place. A, R, eu am pus-o perpendiculară pe A, O. Așa. A, O joacă rolul lui O, M. Da. Din planul care? D, A, prim, P. Da. Deci în planul D, A, prim, P. D, A, prim, P. A, R, a spus-o dumneavoastră, perpendiculară pe A, O. A, prim, O este o dreaptă din plan. Da, dar ea e perpendiculară pe BD. Ea este perpendiculară pe BD. Dar atenție, eu am dus-o perpendiculară din punctul A. Efortul meu maxim este să arăt că A, R, dusă doar perpendiculară pe A prim O, doar pe A prim O, a să vedea pe urmă. Da, perpendiculară pe plan. Să am ca finalitate, consecință finală, ca rezultat să fie perpendiculară chiar pe plan. Adică să am condiții de cele de-a doua reciproci. Și atunci, O, A, R, O, R, perpendiculară pe A prim O, da? Pe A prim O. Din R, adică din O, O, A, e perpendiculară pe R, B. Da? O, R, e A primă, când am zis R, O, de fapt e A primă O. Da. O, M,
perpendiculară pe DB. Da. DB este programul D'AB. Corect. Și am așa. Deci, A, deci am ca R perpendicular pe A'O. R'O e perpendicular pe DB. Da. Și mai am că A'O e perpendicular pe DB. Așa. Adică A, cum ar fi P'M, e perpendicular pe dreapta A mic. Dreapta A mic e DB. DB e dreapta A mic. Asta e DB. DB. Da. Să înțelegi, sub înțelegi asta. DB, da. Deci, insist. A, R, e perpendicular pe A prin O. O. Cum ar fi la noi, P, O. P, O. Da. Da. Din R la noi aici, locul lui O de aici, e luat de R. R, O. R, O, e perpendicular pe DB. Da. Adică pe amic, da? Pentru că AO e perpendicular pe DB. Și AO am și pe AO perpendiculară. Și, adică PM e perpendiculară pe DB. Da. Atunci AR nu e numai perpendiculară pe A'O, ci chiar pe tot planul. N-ai înțeles, bă, doamne, dacă tu ai zis tu. N-am înțeles. Dacă urmă celor trei perpendiculare, tu ai zis tu. AO e perpendiculară pe BD. A, O, pe BD. A, primul am demonstrat că e pe BD. Așa. Așa. La punctul B. Da. Deci am legat cele două acolo, da. Pe BD. Da. Și așa, da. Și pe A, l-am dus-o noi. A, B, dus-o perpendicular de noi. Da? De da. Noi. Pe A, prim, O. Adică pe O, R, cum ar veni aici. Așa asta, A, R, nu numai pe A primul, ci tot pe planul respectiv. Pe tot planul respectiv. Pentru că ea, A, R, e perpendiculară pe A primul, dusă de noi, și ea, A, R, va fi perpendiculară și pe DB. Și fiind perpendiculară pe două drepte concurente din planul A prim, B, D, pe una care este A'O și pe alta pe DB, ea va fi perpendiculară pe tot planul. Deci AR e perpendiculară, am spus, și pe DB. Asta e. De ce e și pe DB? De ce este și pe DB? Pentru că DB este perpendiculară pe cine? Pe DB este pe A'O. O. O. De fapt, dacă nici un triunghiul ar o, profesor. A, R, O. R, O. A, R, e perpendicular pe DB. A, R, e perpendicular pe DB. R, O, e perpendicular pe DB. Restul că O, e perpendicular pe DB. Deci, A, R, e perpendicular pe DB. De unde ai tu că e perpendicular pe DB? N-am că e perpendicular pe DB, O. Păi. A, O, ai. A, R. A, R, pe DB, nu am. E A, R, pe om. Adică A, R, P, R, O. Păi da, asta m-am întrebat, că ai zis că pe DB, nu, pe R, O, pe A, prim, O. Păi ea e pusă A, R, perpendiculară pe A, prim, R, da. Eu mă întorc și spun așa. Am că DB asta e perpendiculară odată pe A, O. Și perpendicular și pe A. Pe A, O și pe A primul. Și pe A primul și pe A, O. Deci este perpendicular pe planul A prima, O. O, corect. Dacă e perpendicular pe A prima, O, înseamnă că și A prim, O e perpendicular pe DB. Păi, insist. Aici nu este o problemă, ca să puteți să prinde. Insist și spun așa. A, O, e perpendicular pe DB. Da. A prim O. A prim O e perpendicular pe DB. Da, demonstrat la punctul B. Ele sunt concurente A prim O și cu A O în da. Punctul O. Înseamnă că DB e perpendicular pe planul A prim A O. O. Corect. Fiind perpendicular pe planul A prim A O, DB e perpendicular pe toate dreptele din A prim A O. Și pe A R. Și pe A
A prim O sau pe A, R. Sau pe R, O. Da. Deci, iată cum, în clipa asta, de B e perpendicular și pe A prim O. Sau A prim O e perpendicular pe de B. Asta ne învățăm la punctul B. Da. Și eu am spus mai devreme că am pe D, B perpendiculară și pe cine? Pe A, R. Nu? Dar am pus-o mai perpendiculară. Ah, da, s-a zis că pe D, B. Da, 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 da. Păi D, B nu-i perpendicular. Mai devreme am spus pe A prim A, O, pe planul ăsta. Da. Și A, R nu-i inclus în planul A prim A, O. A prim da. A, O. Da. Asta înseamnă că D, B e perpendicular pe toate dreptele din planul A prim A, O. Și pe D, B. E perpendicular și pe D, B. Da. Adică D, B e perpendicular pe A, ori zic D, B e perpendicular pe A, R, ori spun că A, R e perpendicular pe D, B. Și iată cum am dus-o perpendicular pe A prim O, eu. Și iată-o pe A, R perpendicular mai înainte pe D, B. Atunci, AR e perpendicular pe planul determinat de DB și A prim O. Adică e perpendicular pe planul A prim DB. De aceea am făcut numai demonstrația, nu am vrut mai reciproca mecanic. Nu mai am dacă zicem între unghiul are O. R-O e perpendicular pe DB. R-O e perpendicular pe DB. A-O e perpendicular pe DB. A-O pe DB. Restul A-R pe DB. Rezultă A-R pe DB. Și cum A-R era pe DB, A-R și pe A-O, e perpendicular pe tot plan. Corect. Deci A-R e perpendicular pe planul A-B-D. Corect. Da? Da. Tu te-ai dus mai în calma la OR ca să fii în condiție teoreme reciproci. Deci, la urma urmei trebuie de observat că planul A'B'D se intersectează cu planul A'O după dreapta A'O. Deci, insist, planul B'A'B D, A prim B, se intersectează cu A prim A, O, după dreapta A prim O. După A prim O. Și sunt perpendiculare planele, dreapta de intersecție o am, nu? Care e dreapta de intersecție? A prim O, acele două plane. Și o plană perpendiculară de aici, în vârf, pe muchia de intersecții, pe dreapta de intersecții, fiindcă ea este prinsă în planul ăsta perpendicular, așa perpendicular pe dreapta de intersecții, e perpendicular și pe planul tot. Pe tot planul ăsta. Palma de jos. Așa, și de asta a dus-o pe a perpendiculară pe dreapta de intersecții. Pe dreapta de intersecții. Asta este toată filozofia. Deci, ducând-o pe A, R perpendiculară pe dreapta de intersecție, corect. Ea este perpendiculară în final și pe plan. Corect. De aceea eu m-am dus în triunghiul acesta A prim A O, în triunghiul acesta despre care aveam informații că triunghiul acesta, planul triunghiului acesta e perpendicular pe DB. Nu? Că DB e perpendicular și pe asta și pe asta. Și triunghiul ăla sau la prima O este chiar isoscel, domnul profesor. Bun, fie zis și care la jumătate. Probabil că o să vedem informația. Ideea este că înălțimea adusă de mine în triunghiul A prima O e, de fapt, perpendiculară pe plan. Corect. Datorită reciprocii cele de-a doua. Sau dacă nu vrei cu reciproca, muncim până când arătăm că A prim R e perpendicular pe DB. Și DB fi perpendiculară și pe cine? Și pe A prim O. Deci e perpendiculară pe tot planul. Și atunci R e perpendiculară pe DB. Da? Și cum A, R e perpendiculară pe DB și A e perpendiculară pe A prim O, e de fapt perpendiculară pe planul determinat de intersecția celor două drepte, A prim O și cu DB, care nu înseamnă decât planul D A prim B. Și atunci fosta înălțime e, de fapt,
pe buchea de intersecție, pe dreapta de intersecții, în triunghiul respectiv, este perpendicular pe plan. Distanța de la A la planul A prin B, D, în concluzie, este perpendiculară dusă în triunghiul A prim A, O. Triunghiul A prim A, O, este un triunghi dreptunghic. Unde? În A. Da, pentru că A prim e perpendiculară pe planul de jos. Da, A prim e 6 radical din 2, A, O, e tot 6 radical din 2. Da. Uite cum e și de și acum, deci suntem într-un triunghi, așa suntem, în triunghiul ăsta dreptunghic. Spune și isoscel, da? Este isoscel pentru că știm că A și A radical din 2. A, O sunt egale. Da. Deci, dreptunghi și isoscel. Și atunci, înălțimea dusă adică chiar la mijloc. La mijloc, în cazul isoscel. Deci asta este A, R. Deci o spunem în redactare condițiile reciproce. Da, ce asta tot a, hai să zicem condițiile reciproce. Da. Privim cu ochii la reciprocă, care spune așa. De aici perpendicular pe muchia de intersecție, pe dreapta de intersecție. Cum am dus-o mă? De aici, A, R, perpendicular pe A prim O. Așa face, ai de aici a pornit. Da? La ce? Așa. Pentru ce? Deci punctul C, ce de dată? A, R, perpendiculară. Pe dreapta de intersecție, pe A prim O. A prim O. Suntem așa. Pe da. Dreapta de intersecție. Dreapta de intersecție, adică râu A prim O sau râu O, că așa e râu. Da. Râu O e perpendicular pe B. DB. Am care e la punctul B. Da. Deci spunem că râu O, râu O e perpendiculară pe DB. Sunt așa. Da. Și acum, B, râu O perpendiculară pe DB. Da. În ce punct râu O perpendiculară pe DB, râu O pe DB, în ce punct în O? În O, sigur că da, în O, fără discuții. Și așa O e pe tot pe DB. Și acum AO, AO, da? Perpendiculară pe DB. AO, perpendiculară pe DB. Din astea trei, acea râdusă de noi, A, e perpendiculară pe planul A prim D, B. Asta e reciproca. Conform reciprocii, da, reciprocii a doua, a teoreme celor trei perpendiculare. Conform reciprocii. Și asta așa a făcut. Și acum o aflăm repede, pentru că asta e spus și 6 radicali din 2. 6 radicali din 2. Și R-O, R-O pe 3. Dar unde a discat? Nu mai trebuie. Pur și simplu gândim aia pe două căi. Pe asta o știm? Aia cine? Păi asta... A prim O am aflat-o, 12. A prim O știm, nu? 12. A prim O, a prim O, asta. Păi și nu am discat de la mijloc, domnul profesor? Rău, pic la mijloc. Dar atunci e rapid. E 6. O bucățică din aia. R-O e 6. Nu, ne cere R-O? R-O e 6. R-O e 6? Dar A, O, R este cât râu O și cât râu A prim, imediat la întâlnire. Da. Deci 45 grade de aici, 45 pe tot asta este și asta. Distanța care s-a cerut, A, R, asta mi s-a cerut. Da. A, R, deci rezultă că triunghiul, hai să spunem, A prim, A, O. 6, da? Da. Triunghiul A prim, A, O. Corect. Triunghiul A prim, A, O, isoscel. Da, este isoscel. Și fiind isoscel, A, R, perpendiculară pe A prim O, A, R, perpendiculară pe A prim O, rezultă că A prim R egală cu R, O, și egală cu 6. Da? Da, da, da. Și egal cu și cu A, R, pentru că e limpede, triunghiul A prim R, O, A, este și el isoscel, nu? Într-un triunghi isoscel, înălțimea și psecoală și medială de toate și toate povestea aceea care știm noi. Și cu asta am arătat distanța. Nu cred că e problemă până când nu mai
clarific o dată. Ori de câte ori vi se cere distanța de la un punct la un plan, teorema celor trei reciprocare la a doua, ne asigur perpendicularitatea. Asta face ea. Dar atenție, voi trebuie să aveți deja problema pe dreapta de intersecție a planelor. Asta e dreapta de intersecție a planelor. Am văzut să care plan. Păi planul vi se cere autorul. Da, a primul. Și cel de-al doilea plan e planul perpendicular. A prima, o. Asta vă trebuie. Acum știi iată. Păi el îi prinde perpendicularitatea pe o dreaptă a două perpendiculare. A prim O pe D, B. Așa O pe D, B. Și A O pe D, B. Am făcut la punctul O, B asta. Da, da. Deci am avut, avem condițiile astea. Asta și asta. Deci trebuie și punctul B. Ai demonstrat că asta înseamnă că trebuie. Iar D, B, ăsta este o latura a triunghiului A prim D, B. Deci a planului este în planul. D, B este și în planul de bază, dar și planul ăsta de care vorbim noi. Da? Deci avem, practic, condițiile teoreme, cele de-a doua. Ori de câte ori se cere perpendicularitatea pe un plan, tu duci perpendiculara în triunghiul care l-ai deja format acolo, A prima, o A prima fiind intersecția planilor respective, și aceea trebuie să arăți că dusă de tine doar pe A prim O, cum în cazul nostru, e chiar perpendicular pe tot planul. Asta este concluzia. Și o duci, deci o duci tu. O duci tu perpendicular doar pe A prim O, cum în cazul nostru. Am dus-o doar pe O mână perpendiculară, spune. Nu pe tot planul, pe o dreaptă din planul ăsta. Și are asta perpendicular, asta perpendicular pe o dreaptă. Vede în cazul nostru. Vede în cazul nostru. Înseamnă că, de fapt, planul lui R, O, M, e perpendicular pe D, P sau D, P e perpendicular pe planul ăsta. Da, noi la punctul B, domn profesor, practic, eu mi-am spus și alții și toți. Noi la punctul B am mă spunea domnul. A, O este perpendicular pe D, P, că știam că ăsta e pătrat. Și noi la punctul B am arătat că A prim O este perpendiculară și ea pe D, P. Exact. Și acum la punctul C, vine și ne cere perpendiculară, să arătăm că din A, perpendicular, distanța de la A la planul acela. Da? Atunci o ducem noi pe a treia pe A prim O, o ducem noi pe a treia și lucrează reciproca. Lucrează, deci, pentru ea, pentru asta care a fost dusă numai pe A prim O, reciproca lucrează în legătură cu DB. În legătură cu DB, că avem pe A, O și pe ăsta. A prim O, pe DB. Da. Exact. Avem cele două acolo. Exact. Cum mi-ați explicat. Și asta obligă ca cea adusă de noi să fie chiar perpendiculară. Care ne trebuie și să facem așa. Așa e distanța. Așa e distanța. Corect. Da? Ca să fie limpede. Ați înțeles? Vă folosiți din chestia că aveți două obiecte de aceeași dreaptă demonstrat anterior. Mai duceți voi una. Și tamana aia o să fie pe tot plan. Sigur. Asta va fi pe tot planul respectiv. Ea este dusă de noi doar pe o dreaptă, dar e important că e pe dreapta de intersecția planului A prima O cu planul B A prim D. Corect. Da? Despre ea nu știu decât e perpendicular pe dreapta de intersecție și repede ea A R devine perpendiculară pe plan. Pe tot plan. Da. Deci, și motivația, am spus-o, DB asta fiind perpendiculară pe A prim O, pe A O, DB perpendiculară pe planul A prim A O. Și DB e perpendiculară pe orice dreaptă din planul ăsta. Deci pe A prim O. Da? Sau, și atunci, A e perpendiculară și pe DB și din momentul acela totul merge. Ați înțeles, copii? Da. O să mai întâlnim, dar am întâlnit de vreo două, trei ori până acum. Ori de câte ori apare problema. De aia, repet, îți oferă șansa să scrii doar trei relații și conform reciprocii să poți da răspuns, fără să te străduiți să demonstrezi de fiecare dată reciproca. Nu demonstrezi, dar cei ce v-am spus eu înseamnă să demonstrezi reciproca. Da, domnul. Mergem și
vedem în... ușa de acolo, nu? Nu, nu văzut-o, nu văzut-o. Opriți, mă. E vedeat acum, perdon. Era bine. Deci ce spunem? Asta, în ipoteză. Problema 4, de la pagina 78. Da, spunea 78. Care testul 1. Testul 1. O prismă triunghiulară regulată. Deci, ABC, aprinde prim. ABC, prim triunghi. A prim, B prim, C prim. Are lungimea în prismă. Triunghiulară. Regulată. Regulată. Ce-mi spune asta? Are lungimea în prismă. Stop. Triunghi echilateral. Asta trebuie să spun. Asta triunghi echilateral. Și are lungimea unghiei bazei egală cu 4 radicali din 3 cm. Adică avut egal cu 4 radicali din 3 cm. Și volumul egal cu 48 radicali din 3 cm cub. 48 radicali din 3 cm cub. Calculați. Concluzia. A. Lungimea înălțimii prismei. Adică ce să spun? A prim, sigur. Una din unghii. Da? A prim. Egal cu cine? Area laterală a prismei. Benefici. Area laterală. Egal cu cine? Ce? Area totală a prismei. Area totală. Egal cu cine? Și de distanța de la C prim. La AB. La AB. Din astea vă dăruiesc. Probleme grave. Da. Varianta asta, poate chiar una din variante, poți să spui ce... Exact. Ce faci? Desemnă unde o prismă triunghiulară regulată. ABC, A' B' C' și se pune problema să găsim pe, știm area bazei, știm AB-ul de 4 radical din 3 și volumul. Cum vorbim? Scrie volumul egal cu area bazei ori H, așa. Area bazei la 2 radical din 3 cu 4. Deci pentru amic, zicem volumul egal cu area bazei 4 ori înălțime H. Supra, nu supra 3, este la supra nimic. Supra nimic. Supra 1, vreți. Da. Area bazei este un triunghi lateral care este L pătrat radical din 3 pe 4 și cu ajutorul vostru îl învăț și eu. Eu nu vreau să țin minte, dar un acum. Ori înălțimea A prim. 48 pe 3 cm. Volumul știți? Atunci echivale. În loc de volum, cine spune? 48 radical. 48 radical din 3 este egal cu... 48 radical din 3 pe 4H. 48 radical din 3... Este egal cu 48 radical din 3. 48 radical din 3 pe 4H. Dar de unde e 48 radical din 3? Păi cât e? 16 ori 3 cât e? Păi nici mai pui radical din 3. El pătrat. Deci cu cine este egal area? El pătrat, L cât este? 4 radical din 3. 4 radical din 3 la pătrat 16 ori 3, 48. Radical din 3? Păi nu. De la 48, radical din 3 de acolo, domn profesor. Am întrebat ca să... Foarte bine. M-a întrebat.
Da? Da, dar eu așa mi-e rost... El pătrat radical din vede și... Trebuia să demonstrezi, nu? Sigur. Trebuie cu argumente. Sigur, da. Foarte bine cu întrebarea pentru prietenii noștri asta înseamnă. Și acum, 48 radicale 3 cu 48 radicale 3 simplificăm și H rezultă 4. H egal cu 4. Sau A prim, nu? Deci răspunsul A prim aici e egal cu 4. Are lateral și arătoare, foarte repede aici. Ce întâmplă? Are lateral, are ce să apară lateral? Fețele. Și părerea ta, cum sunt fețele astea? Sunt ce? Caforul. Dreptunghiuri. Și dreptunghiuri congruente sau nu? Adică sunt identice? Da. A, deci așa e? Sigur, da. Da. Și atunci pe area laterală, la punctul B, area laterală, egal cu perimetrul bazei, da? Perimetrul bazei, adică suma laturilor 4 radicale 3 ori 3, deci 12 radicale din 3, ori înălțimea, nu? Ori 4. Ori 4. Și face 48 radical din 3. Iată că am găsit area laterală. Area totală. Ce? Area totală Maria egal cu? Area laterală plus de 2 ori area bazei. Egal cu area laterală plus de 2 ori area bazei. 48 radical din 3 ori de 2 ori 48 radical din 3 4. Plus de 2 ori 48 radical din 3 pe 4. Așa. Simplifică cu 4 aici face 12 și va fi egal cu 48 radical din 3. Plus 12, 24. 24 radical din 3 și face 72 radical din 3 centimetri pătrați, nu? Vorbim de ala. Are distanța ABC de distanța de la punctul C la A. De la C prin la A, B. Mergem într-un C prin A, B. Duce pe primarea din C prin B. C prin perpendicul C prin metru la A, B. Ca din mijloc și aflăm repede. De unde e că distanța de la C prim la o dreaptă se măsoară prin perpendiculară. Deci din C prim, unde s-o duc eu? Unde pică? Pică acolo, unde pică mai întâi pe piciorul perpendicular. Sau așa, da. Că ăsta e sus C, știi? Da, mai exact. Dar așa s-o duc în lățitele la C perpendicular. Dacă așa pe plan și este, ce C prim. Și din ce perpendiculara BAB în triunghiul ăsta nu pică decât în mijloc, în punctul din motive clare că triunghiul este egal. Atunci așa. Ce prim M este distanța. Deci cum îl redactăm aici? Zicem așa. Maria vreau de la tine câteva cercete pe perpendiculare. Avem că ce perpendiculara B doare ce înălțime la BC. Deci eu vreau pe interul cer trei perpendiculare. C ce prim perpendicular pe planul de jos. Așa de sună. C ce prim perpendicular pe planul ABC. Ce iem e perpendicular pe o dreaptă AB care e inclus în planul ABC. Uite așa cum spun, ABC plan. De ce e perpendicular pe AB inclus în planul ABC? Atunci, conform teoremei celor de perpendiculare, ce e perpendiculară pe AB? Ce e perpendiculară pe A? Ce prim e perpendiculară pe A? Și cum triunghiul ABC e echilateral, ABC, m-ar fi interesat doar isoscel din perspectiva CB cu CA, dar eu zic echilateralul ca și zi. Continuă tu, Adi. Ești absent. De ce am pus? Deci, vreau să fii prezent la lecții, că ți-e păcat. Vii aici și treci lecția prin tine. Hai să luăm încă o dată. Deci, C
CC prim, pe perimbarte ABC, fiind o mânghie. O mânghie în prismă, mânghiile sunt perpendiculare plane, pe cele două plane. Da? CC prim e perimbarte ABC. Din ce am dus o perpendiculare CIM în triunghiul ABC. CIM e perpendiculare pe AB. Triunghiul este echilateral. Și atunci când îi pică CIM, neapărat la mijlocul lui AB. Și atunci C'M e perpendiculare pe AB conform de celor de perpendiculare. Dar spune, ce spune? Am făcut dacă așa. Pe un plan. Și de aici o perpendiculară pe o dreaptă din plan. Atunci, neapărat asta, e perpendiculară pe dreapta din plan. Deci ce primim pe dreapta din AB. Vreau să fie... De acum, numai pe tine pot să-i văd tine. Da? Este tema lecției, că nu place cum te prezinți asta. Ai un comportament complet schimbat. Da? Te vreau... Cum erai cu obișnuit. Deci, asta înseamnă că, Maria, înseamnă că... C'E' e tocmai distanța de la C'E' la dreapta AB. Da. Deci C'E' e perpendiculară pe AB, e ceea ce trebuie a mine. Și acum trebuie să o aflăm. Cum aflăm AB pe C'E'? În ce trebuie să mă duc ca să o aflăm pe C'E'? În ce primim ce? În ce triunghi? Ce primim? Ce primim ce? Ce primim ce? Ce primim ce? Care-i dreptunghi în punctul ce? Ce prim ce e? Este ce primim ce în condițiile astea? Sau e ipotenuză. Păi ipotenuză, că trebuie părătrea, ce faci? Și ce, pe ce primul știm? Da. Cât? 4. Cam a 4 noi, da? Da. Dar pe ce e? O știm ce e? Dacă nu știm, nu putem afla. Cum o putem afla? Mergem în triunghiul MBG. MBG, deci în triunghiul MBG. Avem ce? Trebuie să-mi spui. Avem BD radical din 3. BM, nu? BM. BM egal cu 2 radical din 3. Pe BC o avem? Da. Cât este? BC 4 radical din 3. 4 radical din 3. Și triunghiul este dreptunghic unde? În B. În B. Un triunghi, dar n-am spus triunghiul dreptunghic. ABC, ce fel de triunghi este? Echilateral. Echilateral. Unghiul ăsta de câte grade este? 30. Unde e unghiul drept? În M. Sigur că în M. Și atunci, noi de dorim să aflăm pe ce M. Ce M este ce? Este. Nu, ce mă-i latură. O cateră. Vorbează un unghii de grade. Și atunci zicem ce mă egal cu, te rog, vorbește, radical din... Ce mă egal cu radical din BC minus... BC la pătrat, BC pătrat minus... Minus BM pătrat. BM pătrat. BM pătrat. Și egal cu radical din... BC cât este?